Bună ziua, stimați chișinăuieni, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea pentru această conferință de presă, aceste dezbateri în aer liber. După cum știți, ieri am anunțat că l-am invitat pe primarul Ivan Ceban să avem dezbateri în aer liber. Pentru că am observat că în această campanie electorală el evită să se prezinte la dezbaterile televizate. De asta am anunțat că începând cu astăzi, 25 octombrie, îl voi aștepta pe Ceban zilnic aici, în scoarul Arcului de Triumf, la ora 12:00, să discutăm despre problemele chișinăuienilor. După cum vedeți, avem și o tribună pregătită special pentru domnul Ceban. Vedem că este ora 12, au bătut clopotele, dar domnul Ceban nu s-a prezentat la dezbateri. Gurile rele spun că el nu participă la dezbateri pentru că consilierii lui de la FSB nu îi permit să iasă în public, pentru că se tem că s-ar putea ca el să spună vreo prostie și să le strice planurile lor de acaparare a puterii în Republica Moldova. Dar vreau să vă reamintesc cum același Ivan Ceban, acum câțiva ani, în alegerile precedente, chema la dezbateri contra candidații săi, pe unii dintre ei chiar de aici, din acest scoar. Pot să vă dau câteva citate. Dorin, ieși și spuneți punctul de vedere. Andrei, vino, nu-ți fie frică, doar dezbatem subiecte legate de municipalitate. Ieși și spuneți punctul de vedere. Nu mă tem de concurență, pot să demonstrez acest lucru și în spațiu public, în dezbateri, dacă este nevoie, cu oricare. Citat închis. Unde sunteți, domnule Ceban? Veniți să discutăm despre Chișinău. Lipsa lui Ceban în dezbaterile publice este încă o dovadă că el evită să vorbească în public pentru că nu are ce răspunde la întrebările noastre. Pentru că orice ar răspunde, ar pierde voturi. Și asta nu este în interesul forțelor care se ascund în spatele lui. Lipsa lui Ceban de la dezbateri este încă o dovadă că asistăm la o operațiune specială în adresa Moldovei, care urmărește preluarea puterii de către forțele proruse prin intermediul alegerilor democratice, care se dorește a părea legitim, dar care nu este în realitate. Mă adresez alegătorilor pro-europeni, care au de gând să-l voteze pe Ceban, pentru că peste noapte el s-a deghizat în pro-european și a făcut câteva borduri prin oraș. Stimați alegători pro-europeni, cum credeți? De ce Ceban nu vrea să răspundă la întrebările legate de relația lui cu Federația Rusă? De ce nu vrea să ne spună despre legăturile sale cu consilierii de la FSB? Știți oare dumneavoastră că în loc să condamne agresiunea Rusiei față de Ucraina, Ion Ceban a preferat să tacă? Mai mult decât atât, el nici măcar nu a condamnat, nu a denunțat acordurile de colaborare pe care le-a semnat cu Moscova și cu Kazan, capitala Tatarstanului. Ceban spune că face dezbateri cu cetățenii, nu cu candidații. În acest sens, îndemnul meu la chișinăuieni este atunci când sunt invitați sau când participă la așa numita dezbatere cu Ivan Ceban, să-i adreseze aceste întrebări. Să vedem ce răspunde, pentru că aceste întrebări sunt foarte importante pentru viitorul european al Republicii Moldova. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, rog să transmiteți întrebările mele pentru Ivan Ceban, să solicitați să vă răspundă, pentru că de aceste răspunsuri depinde viitorul nostru al tuturor.
Vă mulțumesc și vă aștept mâine la aceeași oră aici, în scoarul Arcului de Triumf. Vă mulțumesc!